Vești proaste pentru români chiar la debutul sezonului rece. Odată cu 1 octombrie prețurile au explodat. Oamenii vor plăti facturi mai mari, dar nu numai. Prețul mai multor produse de larg consum a crescut, iar oamenii se plâng că vor ajunge în imposibilitatea de a duce un trai decent. Venitul lunar nu le acoperă strictul necesar pentru a supraviețui în condiții normale. De la 1 octombrie a crescut prețul la gaze, curent, carburanții, dar și la alte produse. Majorarea depășește 5%. Propunerile pe care le-am avut în mapă și pe care colegii mei din Comitetul Reglementare probabil le-au discutat arată că pentru trimestrul 4, pentru consumatorii din categoria B1, cei casnici, creșterea medie va fi în jur de 6%, a declarat Emil Calotă, președintele ANRE. Vestea a venit ca un trăsnet pentru gorjeni, mai ales în prag de iarnă, când oricum facturile creșteau. Oamenii se plâng că vor ajunge în imposibilitatea de a-și mai achita facturile. Au scumpit serios? Nu te joci. Dar acum în prag de iarnă se scumpească gazele? Da, ai dreptate. Așa este. Așa e bine, nu numai eu, dar toată lumea și nu numai gazele. Mai sunt și pe la electrice, au umblat nițel și pe la astea. Ăștia suntem. Ne-am ales prost conducătorii. Dai de capul lor. Este jale mare ce trăim. Și pentru octombrie am observat un moment deosebit. 45 de ani de la căsătorie. Îmi vine să plâng ce era în 72 și ce trăiesc acum. Și mă îngrijorează situația care se vede la orizont. Nici la capătul tunelului. Se vede în fundul pământului. Felul în care suntem mințiți, furați. Veștile proaste nu se opresc aici. Odată cu creșterea indicelui ROBOR, românii cu credite în lei vor suferi o pagubă majoră pentru că ratele lunare vor crește semnificativ.